pentru că nu ne-am mai văzut de mult, trecem așa direct la subiect și vreau să-mi spui ce ai făcut în Africa. Oh, câte n-am făcut în Africa. Era a patra sau a cincea oară. Deja cred că am vreo 15 țări pe care le-am bifat în Africa. Am trecut, am fost într-un raliu caritabil, cu încă doi prieteni. Am plecat din Europa și am traversat tot vestul Africii până în Sierra Leone, în Freetown. Și ne-am oprit pe traseu, au fost aproape 3 săptămâni în care ne-am întâlnit cu oameni, am ajutat comunități, am avut niște proiecte în care am susținut niște biblioteci locale, niște ONG-uri de acolo în Freetown. Ne-am donat mașina cu care am ajuns. Să nu zic că voi ați plecat cu niște mașini, niște SUV-uri de alea speciale. N-a fost o super mașină, dar am pus suflet și am încercat să ajutăm cât mai mult. Noi am rămas în legătură cu comunitățile de acolo. Eram deja dinainte, pentru că încercam să aflăm care sunt nevoile lor și să știm ce ducem și cum, știi? Am dus de la cărți pentru copii în engleză, franceză, până la, așa cum am zis, mașina. Efectiv, mașina care ne-a dus în Africa, am donat-o la Departamentul de Situații de Urgență din Sierra Leone. Zi, te-ai întâlnit cu prieteni vechi, pentru că nu era pentru prima oară cu... În traseul ăsta nu. Am vorbit de vreo două ori în Senegal. Aș fi vrut să mă văd, dar din păcate traseul a fost... N-am ajuns în Dakar, am ocolit. Nu, dar mi-am făcut prieteni noi. Da, copiii! S-au atașat de tine, s-au prins de tine, nu te lăsau să mai pleci, că așa fac, mi se pare că sunt foarte, foarte, emană foarte multă energie, sunt foarte fericiți și imediat se cuplează. Da, sunt zone sărace, sunt câteva țări care sunt cu mari probleme, războaie civile, sărăcie, boli, acolo e o zonă complicată, copiii sunt drăguți peste tot și sunt scumpi și sunt, sunt niște comori, da. Dar te încarcă de fiecare dată pozitiv, pentru că sunt foarte fericiți, așa. Am stat efectiv între ei și eu iubesc copiii și eu sunt foarte atașat așa de micuții ăștia și ei sunt jucăuși și sunt, te desprinzi greu de ei, într-adevăr. Dar zi-mi sincer, când te duci în zonele astea, îți vine să mănânci, nu știu, nu ți se pare așa că le mănânci mâncarea, ești mănânci cu nod în gât, cum e energia aia de acolo, știi că, nu știu, când te așezi la masă cu cineva, parcă, dacă e sărac, nu-ți vine să mănânci, că tu zici că ești sătul. Ba, îți vine tocmai pentru că trebuie să apreciezi că ei din puținul lor îți dau și ospitalitatea lor trebuie să o împărtășești și să vezi că te bucuri cu ei. Și vă spun ceva. Deci anul ăsta am fost într-o călătorie în Europa. Vreau să spun că am avut o toxinfecție îngrozitoare. În Africa nu. Deci cât am umblat în Africa, nu am pățit. Dacă, ții niște reguli, ai grijă puțin la ceea ce mănânci, stai cu ei și... E o comuniune, iar mâncarea e un mod de a te apropia. Ce urmează acum? Să-mi revin. Deocamdată am început pregătind sezonul așa în forță și până la sfârșitul anului nu o să mai am libere, așa că nici weekend-uri, nici suntem dedicați și intuit. Vedem la anul. Fiica mea deja insistă să o duc în Africa, eu mă ajunge în America de Sud. Vrea și Japonia, am văzut, citiți pe Ego unde se duc în continuare. Da, vrea Japonia, nu știu. Depinde foarte mult de timp. Depinde foarte mult de timp, pentru că timpul e cea mai mare problemă și de bani, bineînțeles, dar în fine, pentru ce muncim? Până la urmă să ne bucurăm de călătorile din viață.